O fetiță de 9 ani a fost internată la secție de terapie intensivă a Spitalului Raional Drochea în stare de comă de gradul 1 și 2. Fata s-a intoxicat cu bioxid de carbon în urma incendiului. Pacienta, copilul care din rezultatul pajarului care a avut loc în satul Nicoreni, este spitalizată în mod urgent prin intermediul secției de urgență cu diagnosticul de intoxicații cu monoxid de carbon și produsele arderei în comă 1-2, suplimentar s-a stabilit că suportă și combustie de gradul 1 a sclerilor amilor ochi, a căilor respiratorii. Continuă tratamentul intensiv în secție de terapie intensivă. Doi copii minori de 5 și 9 ani se aflau în casă când a izbucnit incendiul. Băiețelul a reușit să iasă, însă pe fată a scos-o un vecin. Am răzbătut în cuchnă, focul era numai din coridor, de la frigider, că nu se vedea nimic, nu mai țin minte ce era, nu mai știu. N-am găsit nimeni, am plecat în prejurul casă, am spart geamul, am intrat înăuntru. Acolo, după un șcaf, că eu nu știu ce era, ce avea omul în casă, am găsit fetița. Am dat pe șorul ei, când am pus mâna mai departe, am dat căpșorul. Și am strigat ajutorul, mai venit un băiat că nu putem scoate, era un cerut prins acolo, cum s-o păcat de creslă sau de divan, că nu știu ce era acolo, tombuci. Și am scos, trecut-o de fereastră, dar acolo care a luat o mână, i-a ajutat ajutorii. Iar a fost un medic, nu știu. Casa și toate bunurile agonisite de o viață au fost mistuite de flăcări. Însă părinții se bucură și le mulțumesc vecinilor că le-au salvat copiii. Mulțumim Domnului că vecinul mi-a ajutat să-mi salvez fata. Mulțumesc tuturor care sunt alături de noi la momentul dat. Pompierii ajunși la fața locului au constatat că locuința și bunurile nu mai pot fi salvate, însă ei au prevenit răspândirea flăcărilor. La fața locului a fost îndreptată o autospecială de intervenție în componența 4 persoane, care au sosit la locul incendiului la orele 15:45. Cauza incendiului se stabilește. Cauza incendiului se stabilește. Cel mai probabil s-a produs din cauza obiectelor de uz casnic. Serviciul Protecție Civilă roagă părinții să nu lase copiii fără supraveghere. De la începutul anului curent s-au produs circa 1796 de incendii, soldate cu 123 de morți.